Să aveți bucurie, sufletelor dragi. O emisiune inedită pentru cei care doresc de altfel să descopere misterele acestei vieți în care ne situăm. Această emisiune este dedicată acelor oameni care doresc să cunoască care sunt pârghiile ce pot să-i conducă spre o lume a vindecării sufletului și, sigur, a cunoașterii unor tratamente care îi pot ajuta, care le pot alina anumite suferințe, și se știe că orice informație pe care o primim la un anumit moment în viață se întâmplă cu voia și cu știrea lui Dumnezeu și că nimic nu e întâmplător. De aceea astăzi am bucuria să-l am în mijlocul nostru pe un terapeut de care poate cu siguranță ați mai auzit, domnul Nicu Ghergu, care se ocupă de terapii complementare și care prin modul în care vă va prezenta descoperirea pe care domnia sa a făcut-o și produsele care încă nu sunt cunoscute în România, ce pot ajuta și ameliora suferința trupului, veți mulțumi postului nostru de televiziune și sigur și lui Dumnezeu că astăzi v-am făcut cunoscut această lume de care poate n-ați fi aflat până când nu m-ați fi ascultat. De aceea îi spun bun venit domnului Nicu Ghergu, bine ați venit în emisiunea Aducător de Bucurie. Bună ziua. Și de asemenea le transmite și salutul celor care ne ascultă cu atâta atenție și cu interes. Ne spuneți câteva cuvinte despre terapiile alternative. Ce ne puteți împărtăși în timpul scurt pe care îl avem ca oamenii, cei care ne ascultă, să înțeleagă de fapt că veniți în sprijinul lor și venim de fapt să-i ajutăm pe cei care au dureri sau suferințe ale trupului tocmai pentru a-și găsi remedii. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mă onorează. Vreau să spun bună ziua telespectatorilor care urmăresc această emisiune. Sau bună seara. Sau bună seara. Și vreau să vorbesc puțin despre terapiile pe care le practic de peste 20 de ani. Pentru mine nevoia a fost cel mai bun profesor. Așa este o vorbă din bătrâni care spune că nevoia te învață. Așa s-a întâmplat în cazul meu, când în urma nașterii primului copil, soția a rămas cu o depresie postnatală atât de profundă, încât doctorii nu au avut niciun remediu. Chiar mi-au zis că trebuie internată la spital de specialitate. Am simțit atunci undeva în plexul solar și este valabil ca un dar terapeutic pentru cei care ne urmăresc, o modalitate cum putem să simțim, să ne dezvoltăm intuiția și creativitatea. Atunci când am văzut că medicina de specialitate nu a putut să mă ajute sau măcar să îmi dea o speranță, am simțit în plexul solar ca un fel de revoltă, ca un fel de frustrare și dintr-o dată am simțit nevoia să fac ceva, să trec la acțiune. Eu am copilărit la țară și natura este pentru mine marele medic. Am mers cu soția mea, era primăvara în luna mai, era troscot, iarbă mare, ploua și ne-am plimbat pur și simplu prin natură. Pe marginea drumului, cu o umbreluță frumoasă, am ținut-o de mână, nu am spus nimic, dar conectarea cu energia telurică a pământului. Faptul că i-am fost sprijin a fost pentru prima dată după mult timp când soția mea a început să zâmbească, am simțit că îi revine speranța în viață și atunci mi-am dat seama că este un drum la care trebuie să lucrez. Am făcut cursul de reflexoterapie, de masaj terapeutic, am avut șansa de a lucra de-a lungul timpului și încă lucrez cu doctori foarte buni, cu mentori de la care învăț în continuu și în felul acesta am putut să, după 22 de ani mai precis, am putut să trag o concluzie care încă este în formare, de ce în anumite situații lucrurile funcționează și în altele nu funcționează.
Am văzut cazuri unde medicii n-au mai dat nicio șansă și oamenii trăiesc bine, mersi, și în ziua de astăzi. Au fost situații minore când evoluția a căpătat o pantă descendentă și oamenii nu mai sunt. Și mi-am dat seama că există o putere dincolo de mintea noastră, de voința noastră, o putere care lucrează în noi. Unii spun sistem imunitar, alții spun Dumnezeu, fiecare cum îi spune, dar corpul are o capacitate extraordinară de autoregenerare. Și eu asta mi-aș dori să transmit telespectatorilor, celor care ne urmăresc, modalități foarte profunde, modalități foarte eficiente, testate de-a lungul timpului, care funcționează într-o manieră foarte, foarte eficientă. Credința în Dumnezeu are vreo importanță? Foarte mare, foarte mare. Este, de fapt, aș putea spune, al șaselea element. Este un element fundamental pentru recuperarea sănătății, pentru că ne dăm seama că viața noastră, cunoaștem atât de puține despre viața noastră, este miracolul devenit banal pentru cei mai mulți oameni. Dar în realitate, de sus, din partea divinității, primim și darul vindecării și puterea de a ne autovindeca, pentru că în realitate sistemul imunitar este un miracol divin, cum lucrează pentru bunăstarea corpului nostru, să ne simțim bine. Am înțeles. Sigur că fiecare credincios care ne privește la această oră ar dori să știe concret cu ce ar putea fi ajutați, mai ales în momentele dificile ale vieții, când parcurg anumite suferințe ale trupului. Și mă refer la boli grele, boli autoimune, cele care țin de stomac, ficat, diabet, pentru că sunt bolile care, din păcate, au pus stăpânire pe viața multor oameni și stresul, cred că, a avut un rol extraordinar. Cred că sunteți de acord că stresul contribuie la acest lucru. Ce putem să le spunem sau ce ar trebui să facă acești oameni? Am avut șansa de am copilărit la țară, am fost crescut de bunicii mei, generație cu Ilie Moromete, și am putut să constat la ei o înțelepciune ancestrală, o înțelepciune, o conexiune cu divinul, o conexiune cu natura, și acest lucru mă face să-mi dau seama că, de fapt, șansa noastră nu este decât să ne întoarcem în trecut, să ne întoarcem la valorile fundamentale pe care le-am uitat în ultimul timp. Și ce aș recomanda pentru cei care ne ascultă? Întotdeauna, înainte de a trece la un tratament, este foarte important să se țină legătura cu medicul curant. Medicul de specialitate nu trebuie niciodată evitat sau apelat în ultimă fază. Eu recomand 3 tipuri de igienă. Igiena mentală, igiena emoțională sau spirituală, la care dumneavoastră sunteți de neegalat în privința aceasta, dar și igiena ambientală. Am constatat că mediul înconjurător, mediul unde trăim, are o influență extraordinară asupra recuperării sănătății. Și am făcut exerciții de-a lungul timpului și am spus, dom'le, înainte să începi un tratament, schimbă ceva în viața ta, în casa ta, în mediul în care trăiești. Zugrăvește-ți. Bunica mea zugrăvea de cel puțin 3 ori, dătea cu bidineaua cu var într-o casă de paiantă la țară. Vă dați seama ce însemna, ce igienă extraordinară era acel var dezinfectant. Organizează-ți lucrurile, organizează-ți casa, pentru că în momentul când vii și trăiești într-un mediu curat, unde îți face plăcere, atunci sămânța de bucurie a vieții, dorința de a depăși acest moment este mult mai mare. Și trebuie pus în ordine și partea mentală și partea emoțională, pentru că de acolo se, așa cum spune și dictonul străvechi, minte sănătoasă în corp sănătos. Vorbiți la un moment dat despre anumite remedii, sau vorbeați. Ne-ați prezentat câteva lucruri interesante și ce mi-a atras atenția a fost acest produs, care nu pot să-i dau numele pentru că asta ar însemna că facem reclamă produsului, și care nu se găsește pe piața românească, Cordycepsul, da, care am înțeles că are o influență foarte mare asupra tot ceea ce înseamnă
recuperarea energiei pierdute. Pentru cei care au probleme grave, nu pot face copii, cei care sunt într-o suferință grea. Da, Cordycepsul face parte din gama de ciuperci terapeutice. Dacă ar fi, după părerea mea, cred că ar putea fi încadrat în categoria ciupercilor regale, pentru că multă vreme a fost doar apanajul elitelor. Este sub formă de fiole sau? Aici, în ambalajul prezentat, este sub formă de fiole. Pe piață sunt foarte multe produse care conțin cordyceps, însă eu am constatat diferența. Cordycepsul este o plantă care are și partea de sus, tulpine, dar și rădăcină. Și în majoritatea situațiilor, producătorii au acces doar la partea aeriană, care este extraordinar de benefică. La rădăcină este mai greu pentru că nu toate companiile au tehnologia necesară să scoată principiile active din rădăcină. Cordycepsul despre care vorbiți dumneavoastră este încapsulat în fiole, este în compoziție cu alte ciuperci terapeutice, cum ar fi Ganoderma, mai are miere, bambus, tocmai pentru amplificarea echivalentului terapeutic, dar acest tip de cordyceps îi se adaugă și acid formic, care este extractul de furnică, furnică neagră montană, cu o capacitate foarte mare de regenerarea energiei vitale, cum spun chinezii chi, indienii prana, noi spunem energia vitală, dar este extraordinar de bun pentru energia sexuală. Și sigur, la cei care probabil își doresc copii sau cei care au anumite blocaje la acest aspect nu al vieții. Nu confundăm energia sexuală cu impotența, ci ne referim strict la calitatea lichidului seminal, atât la bărbați cât și la femei. Da, tocmai de aceea am făcut precizarea, la cei care probabil își doresc copii. La ora actuală este un mare dezechilibru la nivel energetic în toată lumea și, de exemplu, la bărbați, dezechilibru energetic, la femei același dezechilibru. În momentul concepției, copiii nu au cum să iasă copiii echilibrați, chiar dacă ei sunt sănătoși. În momentul când se consumă acest cordyceps și un produs foarte bun, niște ovule intravaginale cu rol terapeutic de echilibrare, de endocrină, dar și de reglarea energiei sexuale feminine, atunci dacă se face un tratament minim de câteva luni, atunci corpul ajunge în echilibru și în momentul procreierii copiii care se vor naște vor fi nu doar sănătoși cu un sistem imunitar echilibrat și puternic, ci vor fi și persoane cu calități frumoase, calități empatice. Și știți că de regulă cei care devin părinți au această temere ca nu cumva să complice sau să își aduc un deserviciu vieții personale prin tratamentele pe care le-ar folosi. Nu există, să înțeleg, restricții sau nu există, Doamne ferește, alte efecte secundare care ar putea deranja. Nu există, nu există, dar ideea este că întotdeauna, în momentul când se face o planificare familiară, este bine să ceară părerea medicului de specialitate, să îi arate compoziția și cu avizul medicului poate să consume aceste produse. Dar nu sunt contraindicații. Eu merg pe principiul lui Hipocrate, în niciun caz nu facem rău. Adică efectele secundare sunt spre zero. Despre ce ne-ați mai putea sau cu ce ne-ați mai putea exemplifica sau prin ce ne-ați mai putea exemplifica remediile care oamenii le pot folosi pentru a-și ameliora suferința sau de ce nu? Până la urmă să știți că medicul este cel care pansează rana, Dumnezeu este cel care o vindecă. Corect, așa este. Aș putea să vorbesc din cazuistica mea. Cele mai multe rezultate sau cele mai frumoase rezultate le-am avut în situații de depresie, pentru că cu asta am început, în probleme destul de grave de care nu vreau să dau denumire, insomnii, oboseală cronică. Sunt
și bolile cardiovasculare. Sunt remedii foarte, foarte eficiente la ora actuală pentru bolile cardiovasculare. Am rămas surprins când am înțeles că în România anual mor 150.000 de oameni datorită bolilor cardiovasculare. Boli care ar putea fi foarte bine evitate dacă s-ar realiza un echilibru nutrițional. Este adevărat și să știți că inima este cea care filtrează toate supărările, din păcate, pe care noi, oamenii, le recuperăm zilnic în timpul orelor și de ce nu recuperăm, iertați, le aducem în viața noastră, le acceptăm. De altfel se și spunea că un minut de supărare lasă organismul fără apărare 6 ore. Da. Ce facem în cazul respectiv? Pe lângă produsele care, să zic, dumneavoastră le aveți și, repet, să înțeleg că nu se găsesc pe piața românească, avem acolo iarăși un exemplu tot așa de ovulele de care vorbeați, ce ar mai putea oamenii sau unde v-ar găsi? Pentru că e firesc că cei care vor urmări această emisiune vor fi interesați unde vă pot găsi, probabil prin numărul de telefon afișat. Și dacă vă caută pe site, terapii... Avem site-ul tratamentenaturiste.ro, avem două canale de YouTube, Nicu Ghergu, un canal, și Fohau România, e o altă sunt companie. Două canale, da. Două canale, uh-huh. Da, suntem pe Facebook Tratamente Naturiste, pe Facebook Nicu Ghergu, pe Instagram. Și dați consultanță. Și dăm și consultanță, avem și un cabinet medical unde facem terapii, unde avem proceduri foarte complexe, foarte profunde, pe care îmi doresc să le promovăm, pentru ca oamenii să aibă cunoștință că există la ora actuală remedii foarte profunde, foarte eficiente pentru recuperarea sănătății. Mă întreba cineva prin cască dacă faceți acupunctură. Eu nu fac acupunctură, dar terapia pe care o practic și sunt fericit că eu am adus-o în România, este o terapie care înglobează cele 5 principii fundamentale ale medicinei tradiționale chineze: acupunctura, reflexologia, presopunctura, masajul guașa și moxibuxia. Și în momentul când se face o terapie pe care am să o prezint pe canalele de YouTube, sunt foarte în vogă la ora actuală această terapie, se creează în corpul celui căruia îi se face terapia, în corpul clientului, se creează efectul cumulat și de acupunctură, și de reflexoterapie, și de masaj, și de toate la un loc. Este o terapie unică la ora actuală și chiar sunt foarte fericit și mândru că tot mai mulți medici, terapeuți se alătură acestei terapii. Mă bucur să aud asta, mai ales că, din ce am înțeles de la colegii din televiziune, începând cu data de 2 iulie, veți avea și dumneavoastră emisiuni la acest post de televiziune, Capital TV, și e bine să-și noteze cei care ne urmăresc, începând cu 2 iulie, după emisiunea mea de Aducător de Bucurie, la orele 21, domnul Nicu Ghergu va veni și vă va vorbi dumneavoastră, celor care, sigur, probabil veți fi curioși și însetați de informații ca să știți mai departe ce aveți de făcut pentru a vă da o șansă la o nouă viață trăită în armonie, în pace și în mod special în sănătate, pentru că dacă nu avem grijă de sănătatea trupului, de fapt de acest templu care ține sufletul, vom fi într-o contradicție atât cu noi, dar și cu universul. Ce ne-ați mai putea spune cu privire la acest domeniu destul de vast? Terapiile alternative, ca să le numesc așa, cum le-ați defini? Pentru că există medicina alopată, există medicina naturistă, prin produsele pe care dumneavoastră le promovați, bănuiesc într-un circuit închis momentan, ați avut și rezultate? Rezultate foarte, foarte, foarte bune, nesperat de bune, pentru că am constatat că suplimentele alimentare, mai ales cele care au o capacitate terapeutică, un indice terapeutic foarte înalt, dacă este
vine într-o conjunctură când pacientul își dorește, este sub îndrumarea medicului, are obiective frumoase în viață și propune obiective de viitor, atunci efectul sistemului imunitar se mobilizează într-o manieră incredibilă. De exemplu, foarte multe persoane comandă de la noi produse, ofer consiliere pe internet, la telefon, care vin la noi la centru și avem rezultate din toată țara și nu numai din țară. Unde v-ar găsi cei care doresc să vă... În zona 13 septembrie, lăsăm adresa, Tratamente Naturiste Nicu Ghergu este adresa oficială, ne puteți găsi pe internet și cei care sunt interesați le dăm adresa să facă probabil programare. Probabil vor suna la numărul de telefon. Da. Pe mine m-a încântat foarte mult prezentarea pe care ați făcut-o la Institutul de Medicină Complementară la un hotel în București și am descoperit acolo câteva aparate care, prin efectul lor, ajută foarte mult corpul și nu numai, și psihicul. Da. Despre ce este vorba? Este un aparat care nu-i putem da numele, dar... Da, este un aparat de fizioterapie. Este vorba despre o întreagă știință nemai întâlnită până în prezent. Probabil că în viitorul foarte apropiat ne vom întâlni tot mai des cu astfel de aparate. Dar compania producătoare este o companie care a lucrat pentru Partidul Comunist Chinez, începând cu marele... Deci tratamentele vin din China. Vin din China, dar sunt de la cel mai înalt nivel. Pentru că cel care elaborează aceste rețete, procedura de tratament prezentată la Congresul de Medicină, este elaborată de Institutul Național de Medicină Tradițională Chineză. Și fiecare punct, fiecare manevră este atent studiată să creeze efectul despre care am vorbit, cumulat și cu acupunctură și reflexoterapie și masaj. Cât durează o ședință? În jur de 30, între 30 și 50 de minute, dar filozofia aparatului este foarte simplă. Acolo este înglobată bioingineria. Este un aparat de fizioterapie portabil. Fiecare om în casa lui poate să-l folosească într-un mod... Și poate și achiziționa, să înțeleg. Noi organizăm cursuri, cum îi învățăm pe oameni cum să folosească acest aparat, în așa fel încât să devină proprii terapeuți, să poată să-și îngrijească sănătatea. Perioada pandemiei a fost una extraordinară pentru că oamenii au avut mai mult timp și și-au tonifiat musculatura, pentru că are și efect de sport, stimulează musculatura. Putem să ne întreținem sănătatea foarte bine în confortul casei, fără să mai depindem de tot felul de specialiști. Da, bănuiesc că cei care vor fi interesați vă vor căuta și vor realiza că tot ceea ce spuneți este chiar adevărat și produsele pe care le prezentați sper să le fie de bun folos. Această emisiune este puțin atipică pentru cei care mă urmăresc și care mă ascultă, pentru că în toate emisiunile mele am vorbit mai mult despre vindecarea sufletului, despre a pansa rănile sufletului și acum vorbim despre, iată, tratamente care pot ajuta trupul să se elibereze de suferință și să îi ajute pe cei care sunt în această stare de cădere să-și revină. Cum puteți să-i ajutați pe cei care sunt în depresie? În primul rând, este important să fie sub o supraveghere de specialitate, medic curant. Și pentru depresie am ajutat nenumărate persoane, foarte multe persoane, și am constatat două categorii de persoane. Persoanele pe care le-am ajutat cu remediile propuse de mine, dar au fost și persoane care s-au ajutat singure. De exemplu, a venit un băiat de 28 de ani, era atât de îndrăgostit de o capitală europeană, simțea că acolo este sufletul lui, acolo este viața lui. Și aici, în București, nu s-a mai putut adapta, a intrat într-o depresie unde nu a avut eficiență nimic din ce i-am făcut eu. Însă, el s-a remontat și a început să alerge dimineața. Deci mișcarea este primul element pentru vindecarea depresiei. În momentul când alergăm, mai ales dacă alergăm dimineața,
combinată cu exercițiile de lumină naturală, despre care am să vorbesc, este un exercițiu foarte bun, creează în creier, în special glanda pineală, obligă să secrete cât mai multă serotonină. Este valabil și pentru cei care nu pot să se odihnească. Și recomand mișcarea, în primul rând mișcare fizică până la transpirație, dar cu moderație, și băile de lumină naturală. Foarte simplu, dimineața între ora de când răsare soarele și până maxim ora 9-9 și jumătate când începe să strălucească, să stăm pur și simplu cu ochii închiși în soare, se creează niște fosfene la nivelul ochilor. Vitamina D. Vitamina D, dar acea lumină terapeutică, pentru că noi suntem bombardați de lumină artificială, care ne dereglează buna funcționare a sistemului endocrin, în special glanda pineală. Remedii sunt. Eu chiar intenționez să pun la dispoziție exerciții foarte simple prin care fiecare poate să își rezolve problema depresiei acasă. Probabil mai multe amănunte vor afla telespectatorii noștri în emisiunea dumneavoastră de sâmbăta și miercurea de la orele 21 și cu siguranță cei care vor dori detalii sau care vor dori probabil o programare o vor putea face sunându-vă la telefon. Pentru că timpul este limitat, nu o să mai putem discuta prea mult despre acest subiect. Aș vrea doar ca să vă întreb cât de importantă este prezența lui Dumnezeu în terapiile pe care dumneavoastră le faceți. Eu sunt un om cu frică de Dumnezeu, educat de bunici cu frică de Dumnezeu și îmi dau seama că, în realitate, nimic nu există fără Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție lucruri de o măreție infinită, pe care le considerăm banale. De exemplu, aerul pus la dispoziție de Dumnezeu. Respirăm. Apa. Natura. Este foarte important să înțelegem darurile lui Dumnezeu. În momentul când ne apropiem de Dumnezeu, atunci chimia corpului, biochimia corpului se schimbă într-o manieră foarte, foarte benefică. Da, este mare adevăr în ceea ce spuneți, pentru că nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu. Oamenii trebuie să învețe să râdă. Oamenii trebuie să învețe să se detașeze de probleme, pentru că supărarea nu îi ajută să-și vindece sau să-și rezolve problema pe care o au. Și așa cum știm, omul trebuie să se întoarcă la natură. De aceea pe mine m-ați convins prin prezentarea, mai ales pe care ați făcut-o la acel congres al terapeuților, dar și prin faptul că eu cred mult în ideea că nimic nu este întâmplător. De aceea trebuie să mărturisesc că eu personal v-am testat aceste produse pe care dumneavoastră ni le-ați prezentat și m-au ajutat foarte mult, în primul rând la echilibru emoțional, pentru că eu prin ascultarea și discuțiile pe care le-am foarte multe cu oameni cu suferințe, la rândul meu și eu trebuie să mă echilibrez puțin, pentru că empatizez foarte mult cu suferința lor. De aceea eu cred că dumneavoastră aveți un rol important în acest univers. Câte vreme ajutați oamenii și o faceți cu, așa cum vă citesc, cu frică de Dumnezeu. Este greu să mai întâlnim astăzi oameni care fac această activitate de terapie din dorința de a face bine și până la urmă trebuie să acceptăm și ce a spus Sfântul Apostol Pavel, că fiecare de unde muncește de acolo să trăiască, ceea ce este real și legal și normal. Dar cu siguranță că dumneavoastră vă adresați unui public în care costurile nu sunt foarte mari, cu excepția probabil acelora care vor să-și ia aparatele ce pot fi folosite în alte cabinete sau să-și dezvolte conceptul în cabinetele dânșilor sau la nivel de terapii pe care dânșii le practică. Cu toate acestea,
Am înțeles că aveți 11 sau 12 produse. Avem o gamă variată de produse, de o eficiență fără egal și eu, pe mine ce m-a convins, în momentul când am învățat terapia, avem un microscop care ne arată starea microcapilarelor, această barieră care ne anticipează cu mult timp înainte calitatea sănătății noastre și putem să testăm capacitatea produselor de a crea procesul de vindecare în corp. Și am avut surprize extraordinare când vedem la un moment dat cum arată capilarele, vedem sângele cu colesterol, vedem ce se întâmplă. Chiar am să prezint într-o emisiune acest microscop foarte simplu de folosit de către oricine, dar după administrarea câtorva produse, eu sunt îndrăgostit de produsele cu eficiența asupra sistemului cardiovascular. Pentru că cele mai dragi rude ale mele au murit de infarct și accident vascular și mi-am propus să lupt pe cât posibil să găsesc un remediu pentru semenii mei să nu mai aibă parte de așa ceva. Și se vede la microscop în câteva minute, eficiența este atât de bună încât în câteva minute, exact ca o murișcă care începe să funcționeze, sângele se pune în mișcare și sângele, așa cum spune și Scriptura, este de fapt viața noastră. Calitatea sângelui determină calitatea sănătății. Și bineînțeles și ritmul pe care noi îl propunem să-l avem în viață. Dacă suntem stresați și agitați, și acesta influențează. Da, mă întreba cineva ce ați putea recomanda în cazul celor care au afecțiuni la picioare. De exemplu, dureri de picioare și știți că, apropo, vorbeați de inimă. Da. Datorită efortului, probabil, picioarele au tendința de a se umfla. Este foarte simplu. Aveți anumite creme sau? Avem creme, dar și remedii. Am să vorbesc în primul rând despre trei lucruri simple care trebuie făcute în astfel de situații, probleme de picioare. Vă dau un caz foarte simplu. M-a rugat o familie să mă ocup de mama unor buni prieteni care făcuse chimioterapie și a rămas cu o durere în ambele picioare, naturopatie, cuțite, de nu putea nici măcar să suporte șoseta pe picioare. A venit la mine la cabinet și nu am avut inspirația cum să procedez. Aparatul are și posibilitatea de a lucra static cu anumiți electrozi, niște paduri care se pun pe anumite puncte de acupunctură. Există în medicina tradițională chineză un punct extraordinar de important, îi se mai spune și punctul celor 100 de boli. La patru degete sub genunchi găsim acest punct și am aplicat padurile timp de 20 de minute și i-am făcut un masaj ușor cu balsamul energetic, cu celule stem, cu resveratrol, pignogenol, care are un rol foarte important asupra capilarelor și asupra sistemului cardiovascular. Și din acel moment, din seara respectivă, n-am mai avut dureri. Da. S-au diminuat cu peste 80% durerile. Este extraordinar și dacă într-adevăr se vor dovedi foarte eficiente terapiile noastre, va trebui să vă deschideți o clinică la un moment dat, că nu o să mai faceți față la cabinet, acesta pentru că lumea vă va căuta. Acesta este și proiectul nostru, tot așa ne dorim, să facem o clinică unde să oferim remedii. Eu promit respectatorilor că o să fiu primul pacient când mă primiți, vin să suntem mă testați, să faceți și mie câteva terapii, ca eu să pot să confirm celor care ne urmăresc. Pentru că oamenii, vedeți, noastră sunt foarte sceptici, au apărut tot felul de terapeuți, de escroci care promit și vând tot felul de prostii și oamenii au început să nu mai aibă încredere atunci când aud. Însă, pe mine, ceea ce m-a convins la noastră a fost credința pe care o aveți în Dumnezeu, o credință pură și, mai mult decât atât, onestitatea. Pentru că suntem corigenți mulți. Am marele avantaj că întotdeauna când încep prelegerea și la congres, când am spus dragilor, am să vă spun ceva, dar vă rog să nu credeți nici măcar un cuvânt din ceea ce spun, pentru că pare din domeniul SF-ului. Dar
nu ignorați realitatea, adică veniți și testați. Și rezultatele sunt extraordinare pentru că sunt lucruri atât de eficiente încât funcționează de la prima... Promit telespectatorilor că o să merg eu să mă testez prima dată și o să vorbesc despre asta în emisiunile următoare. Oricum, eu vă mulțumesc că, iată, astăzi ne-am întâlnit și, repet, eu am un slogan, nimic nu e întâmplător, și faptul că ați ascultat astăzi această emisiune, altfel decât erați obișnuiți să o ascultați, cred că este un semn. Că cei care aveți anumite probleme, m-a întrebat cineva dacă există remedii la autism, dacă există, sigur, remedii pentru cei care au probleme cu rinichii, dar sigur că întrebări am putea avea nenumărate și cred că nu ne ajunge ore în șir să stăm de vorbă. Ce este important să rețină cei care ne urmăresc, că îl puteți suna, dânsul este o persoană publică, îl puteți găsi, îl puteți identifica și după ce veți participa la tratamentele probabil recomandate de dânsul, veți vedea realitatea celor confirmate de dânsul. Eu vă mulțumesc că astăzi ați fost oaspetele meu. Sper să se întoarcă oamenii să mulțumească că v-am făcut o astfel de recomandare și cu ajutorul Dumnezeu să ne întâlnim, că acum veți deveni colegul nostru în această televiziune și mai ales în Institutul de Medicină Complementară și Sacroterapie. Noi vă spunem bun venit în rândul colegilor noștri, veți fi realizator într-o emisiune de sănătate, de terapii. Și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca ceea ce facem, eu cel puțin pentru vindecarea sufletului și dumneavoastră pentru remedii ale trupului, să fie de bun augur. Ce le-ați transmite la final telespectatorilor? În primul rând mă simt onorat, mă simt recunoscător pentru atenția care mi se acordă, mă simt copleșit. Și vreau să promit că timpul petrecut alături de emisiunea noastră va fi un timp de înaltă calitate, unde nu veți învăța despre mine, despre lucrurile despre care am să vorbesc, ci veți învăța despre dumneavoastră, pentru că mi-am propus și dorința mea a fost de când eram copil, am avut capacitatea să simt suferința oamenilor, să simt nefericirea oamenilor. Și de când eram copil m-am gândit, dacă aș reuși să-i fac pe oameni fericiți, să zâmbească, să râdă, să simtă bucuria aceea în viață, lumea s-ar schimba. Și eu vă promit cu ghilimelele de rigoare, pentru că în realitate de dumneavoastră depinde, că va fi un timp de înaltă calitate, unde vom avea informații de care veți fi foarte, foarte interesați. Rugămintea este pe canalul de YouTube Nicu Ghergu să scrieți dorințele dumneavoastră, dacă doriți să discutăm anumite subiecte, dacă aveți anumite propuneri, să adaptăm în așa fel încât să fiți... Sau la telefon. Sau la telefon. Sigur. Eu vă mulțumesc și sunt onorat de prezența în să aveți televiziunea bucurie noastră. Și indiferent de ora la care ne urmăriți, încheiem această emisiune cu mesajul fiți binecuvântați și să aveți pace și bucurie în suflete. Doamne ajută! La revedere, Doamne ajută!